Cârnăciorii, varza înnăbușită, șunca italiană sau pela spaniolă au fost printre bucatele gătite în corturile instalate în principala piața capitalei. Varză de două feluri, murată și dulce, apoi diferite mezeluri, salamuri afumate, prune uscate, vin și celelalte secrete, cred că le știi doar un adevărat bucătar. Improvizat repijorul în grătar cu niște mici de cârnăciori și porc vită plus ruladă. În asortiment avem bere bergeană. Unele ambasade ale țărilor europene au oferit gratuit gustări. Un sandwich cu șuncă italiană. Avem conserve că pentru gustați, poți gusta acolo și avem și vin și ulei înghețat și avem și înghețata, toate sunt gratuite. Mii de persoane au gustat din mâncărurile și băuturile tradiționale din Spania, Italia, Belgia, Cehia sau Polonia. Îndemn toți cetățenii să vină și să susțină Europa, fiindcă Europa de fapt e aici acasă. Chiar nu am mâncat nimic toată ziua, fiindcă știam că o să găsesc delicii de ziua Europei. Am ales mâncare poloneză tipică să vedem și să ne simțim ca în Polonia. Foarte delicioasă. S-a oferit gratis. Bucată națională spaniolă, paella. Știu din anul trecut, este gustoasă. Iar vameșii moldoveni au demonstrat cum pot fi depistate țigările sau substanțele narcotice cu ajutorul câinilor dresați. Pas. În orășelul european a ajuns și caravana Europa pentru fiecare. Oamenii au fost informați despre beneficiile integrării europene. Prima dată am ascultat ce au spus oamenii, acum am venit cu răspunsul și le spunem în scris temerile lor cele mai mari legate în Europa. Începând cu anul 1985, Ziua Europei este marcată anual pe continent în data de 9 mai. Anul acesta, guvernul a decis ca această zi să fie sărbătorită în țara noastră în ziua de 10 mai.